Știu că ați participat majoritatea de dumneavoastră la vizita domnului ministru Petre Daia, județul Dâmbovița. Vizită care, sincer, mie mi-a lăsat o impresie foarte bună și mi-aș dori ca modul de abordare pe care îl practică domnul ministru să fie unul cât mai extins, așa să spunem. Avem și alți miniștri care să aibă o astfel de atitudine. Mi-a plăcut faptul că n-am reținut sau nu am auzit în discursul dumnealui sau în alocațiunea dumnealui care a avut loc și la Târgoviște în Corpul Ca, la întâlnirea cu AFIRU și primarii, cuvintele poate să vedem și așa mai departe sau încercăm să rezolvăm. Au fost întrebări directe și răspunsuri la fel de directe, unde probleme s-au putut da răspunsuri pentru rezolvarea lor pe loc. Domnul ministru a dat niște telefoane, s-a primit răspunsuri afirmative sau negative. Cu foarte mare promptitudine s-a spus nu acolo unde nu se poate rezolva anumite lucruri și spre dezamăgirea mea, sincer să fiu, acolo unde s-a spus un nu categoric a fost la alocarea unor sume de bani de la o măsură la alta în cadrul fondurilor europene. Știți foarte bine că s-au depus proiecte de către primării pe diverse măsuri, cum ar fi modernizarea drumurilor de exploatare, de exemplu, unde am eu o durere și aș vrea să spun, a fost că nu am fost informat suficient asupra sumelor alocate pe această măsură înainte de ca noi să ne apucăm să facem studii de fezabilitate, proiecte și așa mai departe. Multe din primării au obținut punctaj maxim, adică 100 de puncte. Sumele care s-au alocat fiind foarte mici, acolo a trebuit să se facă o nouă selecție pe alte criterii de lungime de drumuri și așa mai departe. Astfel, peste 150 de localități la nivel de țară care au avut 100 de puncte, au rămas cu proiecte eligibile, dar nefinanțabile. Și din păcate vor rămâne așa pentru că alte sume nu se mai alocă cel puțin până în 2021. Și Bra niște arend, nu am avut 100 de puncte, am avut 95. Din fericire nu am cheltuit foarte mulți bani pentru că am fost destul de atent la semnarea contractului cu proiectantul și am făcut decât SF-ul, studiul de fezabilitate, achitând 50% la predarea acestui studiu de fezabilitate, restul, un contract fiind stipulat că o să-i plătim la semnarea contractului de finanțare. Lucru care nu s-a realizat, deci am rămas totuși cu o sumă destul de mică alocată pentru acest lucru.